Bună ziua! Astăzi o să vă prezint o schemă Bayer recomandată pentru stropit vița de vie cu perioada și produsele folosite. După cum vedeți, avem aici perioadele când să stropim. Deci ar fi prima perioadă când lăstarii au între 10 și 15 cm, a doua perioadă la degajare ciorchii, a treia la început înfloirii, a patra la sfârșitul înfloirii, a cincea la creșterea boabelor, a șasea compactarea cerpinei și a șaptea la intrarea în pârgă. Ce trebuie să știți e că contează foarte mult perioada când aplicăm tratamentele. Putem să dăm 100 de stropel, dar nu le dăm când trebuie degeaba. Aici avem produse Bayer recomandate de ei și produse care, din câte știu, își fac treaba foarte bine. După cum vedem, aici avem produsele. Aici. Așa, aici bolile care le combate și le previne. Cel mai bine e să prevenim decât să avem probleme să intre boala sau dăunătorii. Ceea ce vreau să punctez, foarte important aici cele două stropeli. Prima la începutul înfloririi aici și la sfârșitul înfloririi. Astea sunt niște stropeli foarte importante. Dacă nu uităm acele stropeli, o să vedeți că contează foarte, foarte mult. Aici avem produsele care mi le recomandă. Sunt niște produse destul de bune, care, din câte știu, își fac treaba extrem de bine. Și dacă vreți, puteți urma această schemă și o să vedeți că veți avea rezultatele pe măsură. Acum noi suntem în această perioadă, la intrarea în pârgă, unde ei ne recomandă pentru putregaiul cenușiu să dăm preventiv cu Teldor și pentru molile strugurilor decis sau alt insecticid piretroid. Vă mulțumesc și dacă v-a fost de folos acest video, abonați-vă la canalul meu și o să vă țin la curent cu cât mai multe video care vă sunt necesare dumneavoastră. La revedere, să aveți o zi cât mai frumoasă!